acele momente de haos în prima zi de Crăciun al lui decembrie 1989, în țară începea să se instaleze liniștea. Se vorbea deja despre victoria împotriva dictaturii. Nu știm cât de adevărată este această informație, dar dacă este adevărată, este o mare victorie a poporului. Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena au fost prinși. Ei sunt la Târgoviște arestați. La câteva zeci de kilometri de capitală, în Târgoviște, puțin după ora 13, începea procesul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu, judecați de un tribunal militar excepțional. O oră mai târziu, procesul se încheia, iar instanța îi condamna la moarte pe cei doi. Pe tot parcursul procesului, Nicolae Ceaușescu a contestat legitimitatea completului de judecată. La doar 10 minute de la pronunțarea sentinței, Nicolae și Elena Ceaușescu au fost duși în fața plutonului de execuție și împușcați împreună, legați la mâini. Crăciunul anului 1989 i-a ținut pe români cu sufletul la gură, iar imaginile cu procesul și execuția celor doi difuzate în aceeași zi i-a liniștit cumva pe români. A rămas însă întrebarea dacă sentința tribunalului militar de atunci a influențat sau nu radical istoria acestui neam. Din punct de vedere istoric putem spune clar, nu a schimbat absolut nimic. Nici Zhivkov sau Paul Peter Mladenov în Bulgaria n-a fost omorât, nici în Ungaria n-a fost omorât nimeni, nici Jaruzelski în Polonia sau Honecker în Germania de Est. Nu a schimbat nimic, dar e foarte ușor să judeci acum, după atâția ani. Eu am trăit acele clipe, eram în București, așteptam cu nerăbdare sfârșitul coșmarului. Erau zile în care se trăgeau, mai ales noaptea se trăgea și așteptam cu nerăbdare să-l vedem mort cei care eram atunci. Acum spun, a fost o prostie, a fost un gest inutil, a fost chiar o crimă. Dar la vremea aceea, vă spun sincer, m-am bucurat. Deci este foarte greu să judeci lucrurile din această perspectivă. Dar, din punct de vedere strict de istoric, nu a avut nicio justificare. În cele peste două decenii și jumătate de democrație, opinia publică a devenit tot mai interesată de adevărul despre evenimentele din decembrie 1989 și poate că în aceeași măsură a și meditat la ceea ce a însemnat execuția soților Ceaușescu și la cât de necesară sau nu a fost ea pentru istoria acestui neam. Pentru psihologia maselor era nevoie de această execuție? Gândiți-vă că eram un tânăr de 22 de ani, student, care în momentul în care ni s-a transmis la televizor, eram la facultate cu colegii mei acolo care făceam parte din așa zisele gărzi revoluționare, ne-am bucurat în cor și am strigat de bucurie. Deci, clar, pentru psihologia maselor a fost un lucru bun. Așa se scrie istoria, din păcate. Am înțeles. Retrăind aceste momente, cum ați reacționat dacă astfel de fapte ar avea loc acum? Vă dați seama că între timp am devenit mult mai înțelept, au trecut exact cum ați spus 26 de ani, văd lucrurile mult mai cu calm și cu mai multă detașare și între timp am învățat că asasinarea conducătorilor este una din cele mai mari greșeli pe care le poate face un popor. Indiferent cât de rău a fost respectivul conducător, cea mai mare pedeapsă pe care o poți da este să-l lași să trăiască, să vadă cât de apreciat sau de urât este de propriul său popor.